Valentina Moldovan e medic și directorul unui dispensar din sud-estul Suediei. Țara a înregistrat primul caz de coronavirus pe 30 ianuarie, însă nici acum, la două luni distanță, nu a instituit măsuri dure. Școlile primare și um... Grădinițele sunt deschise, barurile și restaurantele sunt deschise. Distanțarea socială e recomandată în această perioadă și în Suedia, dar evenimentele cu mai puțin de 50 de oameni sunt în continuare permise. În plus, până de curând, limita a fost de 500 de participanți. Strategia majoră a Suediei, așa cum o înțeleg eu ca cetățean și medic, este uh, răspunderea fiecărui cetățean. Ce înseamnă asta în Suedia? Stăm acasă dacă suntem răciți, evităm uh, contactele apro apropiate, sociale, îi uh, uh, protejăm pe cei la risc, uh, pe cei în vârstă și, în primul rând, avem încredere în, în uh, autorități. Autorități care au decis să nu aplice o politică de testare intensivă. Testăm doar pacienții care necesită îngrijiri spitalicești și pacienții în vârstă. Toți pacienții care nu necesită îngrijiri spitalicești primesc recomandarea de a sta în casă și urmărim îndeaproape evoluția lor. Folosim în cea mai mare măsură consultația. La telefon și consultația video. Suedia are până acum 3700 de cazuri de COVID-19 și 110 morți din cauza virusului. Experții se așteaptă ca vârful epidemiei să fie atins la finalul acestei săptămâni.